Astăzi devo juca Minecraft, dar putem crafta pâini custom. Ați auzit foarte bine, așa că salutare tuturor și bine ați venit, oameni buni, la un nou videoclip din seria noastră de Minecraft. Dar, oameni buni, n-am mai postat de 100 de ani această serie, efectiv. Și știu că v-a fost dor pentru că era seria voastră preferată într-un timp. Dar nu știu dacă acum mai este. Dacă mai este, dați un like, ok? Deci dați un mare like la acest videoclip de Minecraft, dar să-mi demonstrați că vă mai place seria. Astăzi, oameni buni, avem un datapack super interesant, după cum ați auzit, efectiv un datapack unde practic putem crafta pâini custom și ciudate și pâini dubioase în mare parte. Și practic, nu uitați să dați un like și să facem peste 10 milioane de like-uri la acest videoclip. Un subscribe și clopoțel de asemenea dacă vreți să continuăm cu episoadele de Minecraft. Dar, ok, ideea e în felul următor. O să fie ciudat clipul ăsta și vă spun de ce. Pentru că o să mâncăm tot clipul. Bine, nu e neapărat o chestie ciudată, pentru că până la urmă mie îmi convine, dar o să trebuiască efectiv să craftăm foarte multă mâncare și nu știu dacă sunteți pregătiți, sincer, de chestia asta. Scrieți-mi în comentarii dacă sunteți pregătiți. Eu zic că nimeni nu e pregătit. În primul și primul rând, n-avem nevoie de vaci, n-avem nevoie de alți mobi, n-avem nevoie de porci, n-avem nevoie de oi, avem nevoie de semințe, pentru că practic cu semințele facem wheat și cu wheat-ul facem pâini. Și de asemenea, o să facem foarte multe pâini. Avem peste 12 pâini sau nu știu câte sunt, 10 pâini ciudate pe care le vom crafta. Deja îmi este foame, deci cred că deja trebuie să craftăm prima pâine custom. Și nu, n-avem nevoie nici de un câine, pentru că în primul rând câinele nu este comestibil pe Minecraft și da, mă rog, în fine. Ideea e în felul următor. Avem nevoie de foarte multe semințe, deci efectiv de toată industria de semințe, pentru că trebuie să craftăm prima pâine. Dar mai întâi avem nevoie de wheat, așa că fermă time. De fapt, stai. Numai bine iau eu seeds și după găsesc un stat. Gen, cred că e mai convenabil dacă găsesc un stat, nu? O mină. Ok, semințe. Mamă, până am găsit statul ăsta, cred că bag acum 10 pâine, atât de foame mie. Păi în primul, ce lag ăsta? În primul rând dăm toate seeds-urile. Bă, ce mă lag ăsta? Ajutor de la pâini. Și luăm hay bale-urile, fraților, pentru că practic e pâine. E pâine la grătar. Nu pâine la grătar, e pâine pe tavă, gen. E pâine pe tavă, hay bale-ul ăsta, că iau-te cât weed ne dă. Mamă, păi facem toate industria de pâini, fraților. Ok, bun. Bă, dar știi ce am sezizat eu? Stai o secundă, că ceva nu e în regulă. N-am făcut survival-ul de început, frate. Survival-ul ăla regulamentar de Minecraft, dar în care efectiv luăm niște cable, facem niște unelte de cable, gen. Stai și noi pe treaba noastră, gen. Adică am omis chestia asta. Hai să luăm niște cable, să ne calmăm. Că nu e chiar așa, adică hai totul să e Minecraft, dar ok. Deci hai să le facem și noi niște unelte de cable, să fim și noi oameni până la urmă. Mă rog, oameni suntem, că doar nu suntem altceva. Bă, da, efectiv mai am o milisecundă de spart blocul și mut pe alt bloc și s-a ruinat totul. M-am urăs momentele astea. Iron, ok. Bă, treaba e foarte simplă. Îmi fac aici câteva bețe și dăm așa, bam. Hopa. Ce mai putem face? Putem face și o lopată, ok. Bam. Aoleu, stai că am ruinat, ok, perfect. Bun, și ce ne mai facem? Ce ne mai facem? Un topor, ok. Și o sabie nu mai are sens, deci una, două, trei, patru. Ia uite, mamă, sunt prea bazat, fraților, dar o să mor de foame, trebuie să craftăm prima pâine. Bă, frate, o bucată de iron doar. Mamă, își bate joc. Păi, ce fac eu cu bucata? Nici nu mă interesează. Ok, prima pâine, fraților, pe care trebuie să o craftăm în primul rând. Hai să facem o pâine. Prima pâine e o pâine interesantă, pentru că este o pâine cu semințe. Ok, avem aici pâinea, dar momentan nu o vedeți și probabil mă întrebați, păi cum, mă, pâine cu semințe? Că din semințe faci wheat și din wheat faci pâine. Ei bine, nu, asta este pâine cu pâine, practic. Oh my god! With bread, v-am zis eu că e pâine cu pâine, e pâine cu grâu. Mă rog, și cu grâu faci pâine. Uitați-vă cât de ciudat arată, gen, efectiv zici că are semințe în ea. Mă rog, bine, practic chiar are semințe în ea. Și hai să mâncăm această pâine să vedem ce ne dă ea. Hai să vedem. Wow, what? Mamă! Deci am mâncat pâinea și efectiv mi-a făcut ce aveam sub picioare. Efectiv mi-a făcut hay bale-uri. What? Deci mi-a făcut o porțiune de 3x3 cu hay bale-uri, gen. What? Asta e prea tare, mai vreau o dată. Mai vreau o dată, gen. Ia, fii atent.
Bă, cât de tare. Ok, asta zicere e mișto. Dar singura problemă e că a venit seara, trebuie să mă culc urgent. Repede. Scuzați-mă. Am prioritate, frate, până la urmă. Filmez un clip de Minecraft, dar nu te urca pe mine, villagerule, nu te urca pe mine. Ok, atât am avut de spus. Bun. Ok, hai că m-am lămurit și cu prima pâine. Următoarea pâine este pâinea... Să vă zic sau să nu vă zic? Hai vă zic că oricum sunt atâtea. Pâinea de căul, fraților. Efectiv o să facem o pâine din cărbune. Ceea ce sună ciudat, da, știu, sună foarte ciudat, recunosc, da, chiar sună ciudat. Dar înainte să o facem, ce spuneți de Iron Golem? Hai să batem Iron Golem-ul, propun să batem Iron Golem-ul înainte de toate. Pentru că, de ce nu la urma urmei? Adică, de ce să nu-l batem când putem să-l batem? Deci, chiar e foarte importantă chestia asta. Boing, și l-am bătut, perfect. Bun, în momentul ăsta, ce discută, bă? Mamă fiu, tată fiu, o discuție mamă fiu. Ok, bun. Cum fac eu rost de căul, e întrebarea. Da, bună întrebare, domnule silențios. Cum faci tu rost de căul? Pentru că trebuie să faci pâinea căul. O mină, adică dacă nici o mină nu mi-aduce căul, eu nu știu ce mai mi-aduce căul. Și uite, m-am văzut acolo și niște iron. Bine, deci vezi că e bine pe nebunie. What, a picat un trandafir de undeva, ok. Destul de interesant, dacă e să mă întrebați. Ok, haide, dăm tot colbul, dăm. Mă rog, asta o să dureze ceva. Oh, mamă, ce skill-uri de atlet. Atenție, fraților, deci nu orice. Skill-uri de atlet, bă, băiatule. Ok, cred că e suficient căul. Și totuși hai să luăm și niște iron, pentru că o să facem și pâinea iron. Deci, bă, frate, facem pâinile. Opa, salut, domnule. Opa. Nu s-a întâmplat nimic. Episodul ăsta e intens, gen. Nu știu, e... Doar mie mi-e cald, gen. Ok, mai facem vreo pâine. Poate o să facem o pâine de cupru. Nu, pe cine mi-e, nu o să fie nicio pâine de cupru. Bun, deci următoarele pâini sunt pâinea de căul și pâinea de iron. Dar trebuie să ieșim la suprafață. Știi ceva? O să ieșim în 3, 2, 1. Bam! Aia zic, ok, salut. Lava pool. Ok, cred că o să mergem și nether. Sutra asta o să mergem și nether. Dar înainte de nether, haideți să craftăm pâinea de căul, frații. Mamă, nici măcar nu se vede numele. Căul bread. Oh my god, pâine cu cărbune, fraților. A mai mâncat cineva așa ceva? Eu cred că n-a mai mâncat nimeni, dar de ce să nu încerc eu, gen? Hai să vedem, ia. Ok. Oh, what? M-am pus pe șim și mi-a dat night vision și 3 cartofi. Și s-a auzit ceva ciudat afară. Ok, asta nu cred că face parte din data pack, dar... Ok, deci aparent pâinea căul îți dă night vision timp de 5 minute dacă te pui pe shift și 3 cartofi. Da. Oh, nu! Stai, acum am prins. Deci fii atent. Când ții un d-asta în mână care nu e prăjit sau nu e copt și efectiv ești sub influența pâinii căul, dacă te pui pe shift... Nu mai funcționează. Mai am nevoie de o pâine căul. Stai. Să vă exemplific, ok? Deci priviți. Ok. Mănânc pâinea căul și mă pun pe shift. Ok, mi-am dat clear la efecte, ok? Dubla 143.000. Nu-mi e foame, ok. Stați să dau o tură de stadion. Nu credeam că o să zic vreodată că nu mi se face foame. Bă, mă arunc în lava asta dacă nu mi se face foame. Ok, cred că totuși am exagerat puțin. Ok, mi-e foame. Ok. Și de ce nu prăjește lucrurile? Dude. Gen. Ok. Da, cred că... Nu, știi ceva, mai încerc o dată asta. Dă-te în colonare, cum, deci... Nu pot să... Oh, uite, mă, prăjește carnea, mă! Deci... Pâinea căul, când ești sub influența pâinii căul, când dai shift, îți prăjește automat carnea. Ok, asta e tare. Asta e super tare pentru pâinea căul. Dar știi ce e mai tare decât pâinea căul? Pâinea iron. Mai am nevoie de o bucată de iron. Dublă 2. Pâinea iron, fraților! Mamă, bă, dar arată chiar ciudat, gen. Cine mănâncă așa ceva, gen? Îți rup dinții în ea sau ceva. Mă rog, cred că, gen, nu pare apetisantă, dar mă gândesc că are niște efecte
șmechere gen. Dar, brebe, dau o tură de stadion, gen, să mi se facă foame. Oh, oh, mi s-a făcut foame, ok, mi s-a făcut foame, mi s-a făcut foame. Oh, oh, pf, ha, ha, ce, bă? Blocuri de iron, iron golem, iron soldier. Oh my god, mi-a spawnat 4 bodyguard și 9 blocuri de iron. Oh my god, pâinea iron, cred că e cea mai OP pâine de până acum. No cap, gen. Pâinea iron e cea mai tare pâine. Fraților, recomand pâinea iron. Deci recomand în Minecraft cea mai bună pâine. Recomand 100%. Oh my god, cât de OP e! N-are cum să fie atât de OP. Cine, tu vrei să-mi spui mie că dacă mănânc o pâine iron? Oh. Ok, asta cred că nu se întâmplă și a doua oară, gen, dar totuși a fost mișto cât a fost. Cred că totuși nu o să mai folosească nimeni blocul ăsta. Gen, am puțină nevoie de el. Vă întrebați de ce? Ei bine, cum adică de ce? N-ați auzit cumva de pâinea de gold? Wow, să vă fie rușine pentru că nu ați auzit de pâinea de gold. Ei bine, oameni buni, vă prezint pâinea de aur sau de gold. Ce face? Probabil vă întrebați, da, o întrebare foarte bună. Ei bine, n-am nicio idee. Dar e de aur și aurul e scump și aurul are valoare, deci automat dacă mănânc pâinea de aur am și o valoare, deci cred că totuși e destul de relevantă pâinea de aur. Și da, am ajuns într-un deșert lângă o mesă, nu mă întrebați. Și hai să mâncăm pâinea de aur. Ok, pâinea de aur. Ia mă, hai să, bă, mi-e frică să, bă, mă, credeți că mi-e frică? Cine, mi-e frică? Ha, mă, hai, o viață am și o pâine de aur. Oh, nice. Mamă, oh, mamă, se se transformă poteaua în blocuri de gol pe, oh my god, cât de OP e chestia asta. Plouă! Plouă cu iteme de aur, mere înșantate, săgeți de aur, toteme! Asta trebuie să fie cea mai OP pâine. Efectiv, când stau pe shift, plouă cu bogăție, gen. Oh my god, mai vreau, mai vreau, te rog, te rog, mai dăm, mai dăm, mai dăm, oh my... Frate, e prea OP, gen. E legal? Gen, mi-e teamă că nu e legal, efectiv. E prea OP ca să fie legal. Frate, mamă, cât de OP pâinea de gol. Ok, știi ceva? Prea tare pâinea asta de gol, n-am ce să spun. Diamante, nice, ok, un diamant. Încă un diamant, nice. Încă un diamant, ok, nice. Ok, încă un diamant, nice. Let's go. Stai, vrei să-mi spui că am 4 diamante? De ce nu fac o pâine de diamant? Pum, pariu că nu v-ați fi așteptat la asta, gen, pe bune. Adică pâine de iron, ok. Pâine de gold. Dar pâine de diamond, gen, pe bune. Like, pâine de diamant. Adică, ce poate să fie mai valoros decât o pâine de diamant, gen? Adică, să fim serioși. Singura problemă e că s-ar putea să alerg 3 stadioane pentru că am mâncat un măr înșantat și s-ar putea să mi se facă foame în câțiva ani, gen. Dar eu fac orice pentru pâinea de diamant, adică eu trebuie să gust asta. Cred că pot să mănânc pâine de diamant. Oh. Nu s-a întâmplat nimic, gen. Mă rog, asta e destul de trist. În momentul de față chiar o să plouă. Oh. Ploaie de diamante! Oh my god! Sunt bogat, fraților, plouă cu diamante, nu mai vorbiți cu mine, vă rog! Sunt, oh my god, plouă cu diamante! Asta e prea OP. No, oficial, asta e cea mai OP pâine, gen. Plouă cu diamante, gen! Mă rog, a plouat cu diamante, te rog, poți să mai... Ok, știi ceva, cred că mai necesită încă o pâine de diamant, gen, chestia asta. Ok, a doua pâine de diamant, te rog, mai vreau ploaie. Oh my god, iubesc ploaia de diamante. Mama, ce îmi place să plouă cu diamante, fraților. Ok, cred că sunt suficiente, mulțumesc, mersi. Ok, și acum clasic, adică nu știu dacă vă așteptați la chestia asta, dar fratele vostru o să-și facă o perechi de pantaloni pentru că este inapt dintr-un motiv sau altul. Dar fraților, sunt full diamond și știți ceva? Gen, vreți să știți ceva în momentul ăsta? Arunc mizerile astea, gen, și vă prezint în momentul acesta. Hopa, 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 bam, 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 plus
bam, plus, bam, bam. A? Full diamond în doar 15 minute, speedrun. Ok, bine, vă dați seama că nu e speedrun, dar, da, adică, n-aveți ce spune, sunt destul de bazat, adică, cred că aș putea să bag chiar și dragonul. Mă rog, înainte să bați dragonul, ai nevoie și de o trecere în Nether, gen o scurtă vizită în Nether. Oh, ies în dibri. Trebuie să treci prin Nether, n-ai cum să bați dragonul fără să treci în Nether, adică e imposibil. Ok, am găsit tot asta și aparent e chiar a patra. Și mă gândesc la ce mă gândesc și eu. Ok, nu știu dacă sunt locul potrivit, dar încercarea moarte n-are, corect? Adică, dacă merge. Și care ar fi și-o? Pâine de netherite! Oh my god! E oficial, fraților, pâine de netherite. Pâine de netherite chiar aici, în fața dumneavoastră. Fraților, exclusiv, șoc, șoc, șoc. Pâine de netherite în fața micilor ecrane. Mi-e frică. Mi-e frică de ce poate face această pâine. Dacă pâinea de diamant a fost OP, ei bine, pâinea de netherite mi-e frică că o să fie prea OP. Dar hai să o încercăm! Hai să mâncăm pâinea de netherite. Oh! Ba! Câte efecte mi-a dat, mă! Efecte infinite! Viața infinită! Mamă! Ce facem asta? Sunt Dumnezeu! Ce se întâmplă? Am 50 de inimioare! Și, apropo, când dau și... Iubesc data pe Costa. Și are de 10. Bă, glume. Unde e, mă, dragonul ăla? Unde e dragonul? Oaie? Am spurat-o. Are un golem? Asta se lasă mai greu, ce-i drept. Are un golem? Mă rog, asta din un motiv sau altul chiar se lasă greu. Adică nu știu ce are, dar cal. Îmi pare rău, a trebuit să fac asta pentru puterea exemplului. Villager? Frate, unde-i dragonul? Vreau să văd acum unde-i dragonul. Hai mă, dacă are tupeu dragonul, îl aștept. Hai. Dragonul, unde ești, mă? Unde? Dragon? Dragonașul? Unde-i, mă? Hai după el, doar dacă are tupeu, gen. Doar dacă are tupeu. E că, iată, mă, că-mi f... Ia stai, mă, să-mi fac eu niște TNT-uri, să vezi ce îi dau eu. Mă, de asta e așa. De ce nu fac eu altceva? Ce-ar fi dacă aș încerca eu o pâine TNT? Da, fraților, o pâine TNT. Probabil la asta nu te gândeai, dar... Hei, uite că m-am gândit eu. O pâine TNT. Asta sună genial. Bă, doar pentru... De curiozitate, ce... Oh, wow, nu se întâmplă nimic. Bă! Oh my god! Cred că pâinea TNT e mult mai OP. Cred că e mult mai OP decât pare pâinea TNT. Da, cred că e cam OP pâinea TNT. Dragonule, eu am venit după tine, eu am zis că vin, eu am zis că... Nu este așa! Până la urmă am avut idei strălucite, hai să-mi pun la capăt. Ce-ar fi să mănânc pâinea Ender? Bă, da, bă, deja sunteți desimțiți, nu vă supărați, adică deja nu mă lăsați să vorbesc aici, plecați, mă. Fraților, pâinea Ender. Sună periculos, da, știu, sună agresiv, dar... Hei, încercarea moarte n-are, corect, și înainte de toate, cred că ar trebui să... Ok, am uitat că sunt imun la lavă. Clasic, cred că singura modalitate ar fi să o mănânc pe creativ... cred că asta ar fi, ia să vedem. Oh, am mâncat-o, fraților. Și nimic, gen. Ah, ok. La gunoi, cred. Tu mai mănânc. Wow, nu știu ce efect am, dar uitați ce se întâmplă. Ok. Creativ mi-am dat în scopul filmării, da? Ca să mănânc pâinea, că altfel n-aveam cum să o mănânc. Ok. Ok, asta e interesant, gen, a spawnat un portal de end, gen. Ok, asta e ciudat. Gen, am bătut dragonul sau care e faza? Ok, știi ceva? Hai să sărim. Chiar ne duce în end.
Oh, chiar ne duce Nand, bă, ce drăguț. Ce drăguț, ce drăguț. Mamă, săracul dragon. Fraților, săracul dragon. Atât am dispus. Săracul dragon, ok. Dragonule, pregătește-te că a venit șeful, poți să spui să rămână, fii atent. Op, o bucată îi dau și a murit. Mă rog, nu chiar o bucată, că nu e cel mai puternic. Ba, e puternic, dar nu e chiar Dumnezeu gen. Ok, fraților, în momentul de față nu o să ducem o bătălie foarte lungă cu dragonul, gen câteva hituri sunt suficiente pentru a-l anihila pe acest băiat. Ok. Mamă, se joacă cu noi, se joacă cu mintea noastră, dragonul. Se joacă cu mintea noastră. Ok, am spart aia. Ok, este periculos, dragonul. Dar să vezi ce periculos îi dau eu în momentul în care... Mamă, dar nu-și face părgiu. Ok, hai să spargi toate astea. Op. Da, mă, să sparg alea. Sparge-l, bă! E, ok. What? N-am infinity gen. Glumești? Ok, alarmă falsă. Bun. Haide-i! Măi, ne simți dragonul? Oh my god, dragonule, chiar îți bat joc, gen. Chiar își bate joc. Ok. Ok, e game over. E game over pentru dragon, e game over. E game over. Nu mai are ce să facă. Ok, ne băgăm aici. Hai, dragonașule, și vă prezint schema, fii atent. Ulu, una. Stai, uite, mă. Ulu, bă, stai că nu mă las să dau în el, ești nebun. Uite, nu pot să dau în el. Bă, ce dragon e bun. Eee, firai tu să fii. Na. Ulu, bă, ăsta chiar vrea să se joace. Gen, ăsta chiar vrea să se joace. Gen, omul vrea să se joace cu noi, gen. Ok, dragonele, ok. Cum zici tu? Mamă, ce bătaie îți dau. Ok. Bun. Gata, e over. E over. GG. Fraților, ca au jucat episodul de Minecraft, dar sper că v-a plăcut. Eu am fost Alexandru, ne vedem data viitoare. Pa!